Până în decembrie lucrurile vor fi ținute artificial. Deci vom fi cu aparat în gură, respirând. Ții minte pe băiatul ăla negru care... Ăla era Tasu. Cam așa o să fim și noi. Era nu mai știți publicitate. Ideea e în felul următor. Momentan vom fi ținuți pe respirație artificială de către guvern din cauza alegerilor prezidențiale. Ca atare nu vom resimți criza pe de-a întregul, doar parțial. În următorii mulți ani vom deconta ultimii doi ani electorali, respectiv 2008 și 2009, care din punct de vedere al costurilor sociale și de dezvoltare economică au fost cei mai scumpe ani electorali vreodată. Păi pe mine mă mult mai concret pentru buzunarul cetățeanului. La buzunarul cetățeanului mă refer. Atunci când spune că vor veni la Georgică și la Costică să ia banii, adică banca vrea exact bani de la cine n-are, că de la care are nu ia. Ce mesaj este, domnule Marica? Pentru Georgică, Costică, cu o mică afacere. Noi am spus de foarte mult timp că s-au apucat de legea unică a salarizării fără bani pentru că dă bine la public. S-au apucat de legea unitară a pensiilor pentru că dă bine la public. Nu ne-am concentrat pe zona economică sub nicio formă. Este foarte adevărat că o ținem artificial pentru că este campanie electorală și mesajele care se dau sunt electorale, toate sunt electorale și asta ne deranjează cel mai mult. Faptul că și are dreptate că, dom'le, noi nu ne vindem țara, suntem puternici, criza începe să nu existe. Președintele României din Franța a declarat acest lucru. Cum să vă zic, când francezii ne cheamă la ei să le cumpărăm un reactor, tot ei doresc să facă ceva. Deci ei vor ceva. Noi n-am chemat pe nimeni să cumpere nimic pe la noi până la alta. Nu mi-aduc aminte să fie ieșit premierul cu o chestie. Dom'le, uite, a venit omul. Aveți ceva și de vânzare să și nu știm noi? Păi, da, poate să mai ceva pe aici. Am stabilit. Domnul Marica nu are dreptate. Că nu stăm, că nu avem. Domnul Marica nu are dreptate dacă nu sunt la putere. De vânzare avem. Auziți, nu are domnul Prigoane, n-am cum, dacă nu sunt la putere, n-am cum să dreptate. Nu, dacă sunt la putere, au dreptate. Haideți să stabilim și niște lucruri. Normal că actualul guvern vrea să facă legea salarizării unitare. Stați puțin. Normal că vrea să facă legea pensiilor unitare. Și nu are ce să-și bage botul în economie, că acolo poate nu să n-ați înțeles. Dar în economia reală, bugetul statului 80% e făcut de economia reală de partea privată, unde statul nu are nicio treabă. Are treabă. Vorbiți, domnule. Atâta timp, păi, dacă statul vine și mă taxează... Ce vorbeam despre creditare? Ce vorbeam despre impozite? Care să tai când el bagă taxe? Urmează să tăiem 100 de taxe și impozite. OUG34, care ați votat-o în lege, domnul deputat. OUG34, ați făcut-o dumneavoastră în lege. Domnul Ștecăr, ce face aceea? Crește fiscalitatea sau scade fiscalitatea? Încercăm să tăiem 100 de impozite și taxe. Cu stânga și cu dreapta puneți una care face cât celălalt 100. Cum să facă cât celălalt 100? Repet. Ordonanța de urgență a guvernului mai 34. Bine, invitați. Păi mine mă interesează așa, dacă Ion Siriac are dreptate și spune că n-am văzut încă adevărata criză, atunci mai e posibil ca salariul minim pe economie să crească, așa cum o spune chiar premierul Boc, prezent astăzi la întâlnirea dintre sindicate și membrii guvernului pe tema salarizării? Pentru că tot premierul a mai spus că toate instituțiile bugetare trebuie să fie incluse în legea unică de salarizare. Salariul minim pe economie, e posibil să crească anul acesta, să se modifice? Nu excludem discuțiile pe acest subiect, să vedem cum vor arăta rezultatele economice după primul semestru și vom avea discuții inclusiv pe marginea acestui subiect. Premierul Emil Boc a vorbit și despre principiile legii unice de salarizare. Avem nevoie de o singură lege a salarizării personalului bugetar. Această lege nu este pentru persoane individuale, este pentru întregul nostru sistem de salarizare, care trebuie să pornească de la aranjamentul constituțional al statului. Așa, deci, domnule Ștefan Nicolae, lămuriți-ne. Unii văd o criză atât de puternică peste 6 luni, iar alții cred că e posibil ca salariul minim pe economie să crească. Domnul Dumitrescu, eu cred că nu suntem realiști când facem asemenea analize și haideți să coborâm cu picioarele pe pământ. Păi în România este criza atât timp cât populația, marea majoritate a populației din venitul realizat, 90% îl folosește pentru asigurarea coșului zilnic. Când avem acei 70% care trăiesc la limita de supraviețuire în mediul rural și avem cele mai proaste condiții din Europa, în satul românesc, nu avem cele mai elementare condiții de trai,
țărania să-ți bată într-o sărăcie fără margini. Și povestează dumneavoastră ce ați pățit prin anii 92 într-un reportaj. Păi asta nu e criză. Noi deja suntem într-o criză profundă. Să ne ferească Dumnezeu să vină această criză economică și să-și facă efectele, pentru că noi vom intra într-un colaps social fără precedent. Noi vorbim, din punct de vedere al traiului cotidian din mediul urban, vedem ce se întâmplă pe la câteva societăți mari, mai pleacă în șomaj, mai se ceartă pe la televizor, dar noi nu analizăm concret ce se întâmplă în societatea românească. Dezastru care este. Noi suntem deja într-o criză de 18 ani. Domnul Ștefan Nicolae, asta e situația reală. Care vorbiți dumneavoastră sunt încă cei norocoși, pentru că ei nu simt criza. Sunt Corect. Atât de la fundul sacului, încât practic Corect. Nu mai au ce pierde. Și atunci, deci, atare, și atunci nu cum putem să dar definim? Dar nu mai este. Dar putem să definim ceea ce avem este că o mare o parte clipă. Din muncitor păi da, ajunge tot eu acolo. Eu vreau să înțeleg așa. Chiar s-ar putea să crească salariul minim bineînțeles. Pe economie? România, vreau să explic o chestie interesantă. România, acum 10 ani a avut o mare problemă. Acum 10 ani s-au prăbușit băncile în România, că vă duceți aminte, falimente bancare. Și acum nu e problemă. Acum nu mai e problemă. Atunci a fost o marte. Au fost niște disponibilizări uluitoare. Sute de mii avem de mineri puși pe dreapta, trimiși acasă. Sute de mii de securiști dați afară. Sute de mii de oameni din armată cu salarii compensatorii. A fost un dezastru care a costat 12 miliarde de euro. Da. Dar n-a sesizat nimeni. S-a făcut sesizat. O burtă? Păi nu atunci. Erau tocșoaie care înfierau politica ciorbistă și așa mai departe. Toată lumea ce-o cu mic, asasinii economici ne-au tras mai o rău de tot. Mai țineți minte cum a căzut ciorbe? A și făcut atenție și mare. Zgomot, atenție mare. Atenție mare. Cum n-a sesizat? Atenție mare, pentru că în momentul în care noi discutăm acum că va veni o criză, va fi... Nu va fi nimic la noi. Dar nu noi am discutat la alții la care nu s-a întâmplat. La noi este, domnul Pricoan, la noi e criză. Nu înțelegeți guvernul. La noi se vor mări salariile. Stimați invitați. Nu se mări salariile. Stimați invitați. Dacă pică economia privată. Dacă pică economia. Pentru că suntem în an electoral. De aia s-au dat. Domnul Dumitrescu, mă duc în piață. Și după anul electoral. Domnilor, vă rog frumos. Din salariul minim mă duc în piață. Cine crede că salariul minim o să crească? Facem un tur de orizont 10 secunde pentru fiecare. Domnule Marica, crește salariul minim. Dacă ne mobilizăm toate sindicatele și forțăm ca să respecte ceea ce au promis în campania electorală, poate să... Dar totuși trebuie să comentez ce spune domnul Trigoană. Domnule, guvernul spune când e criză, când e prins cu ușa, când e în campania electorală nu mai spune că e criză, e creștere economică. Cum ne dăm la ei? Cum? E criză, nu avem ce face. Îi vai, sărăcie, înghețăm salariile. Popor, aveți grijă, cade tavanul. Cum îi relaxăm un pic și noi mai ținem în șurub? Cum? Gata, încep să cheltuiască bani, festivități. Gândul reproduce o declarație interesantă a ministrului muncii. Dacă șomajul ajunge la două cifre, iar președintele își menține promisiunea de a nu mai candida, îmi dau și eu demisia. Nu se va întâmpla. În două, am spus-o de câteva ori. O repet și o explic simplu. Nu în 2009. În 2009 nu poate să crească șomajul peste 8%. Dar salariul minim 2000, care este? Salariul minim poate să crească în același mod în care s-a jucat cu profesorii Partidul Democrat înainte de alegerile anterioare. E aceeași promisiune deșartă. N-au de unde să-l crească. Șomajul ca să ajungă la 10 este imposibil. Dar la anul, atenție, 2010-2011 poate să ajungă în două cifre. Numai că atunci mai suntem în campanie electorală și pe toți îi doare în cot. Domnule Prigoană, vă rog. Crește salariul minim? Bineînțeles. Și dânsul greșește când spune că nu s-a ajunge o sală la piață. Nu trebuie să mergeți să-mi dăm bază la piață, domnul meu. Și dumneavoastră, ca sindicat agrostar, puteți ca să mergeți să faceți un contract cu Rusia și să exportați totul pe energie. Domnul, nu trebuie să domnul stați... Prigoană. Da. La țară se cumpără pe datorie. Se duce și când vine pensia la sfârșitul lunii să plătesc datoriile. Ha. Nu e vorba de piața Dorobanți. De unde faceți dumneavoastră piața? Eu fac dumneavoastră faceți. Mie mi-ajunge un salariu minim pe lună să mănânc. Noi încercăm să vedem într-un an complicat câte din afirmațiile și anunțurile făcute se și aplică, pentru că oamenii de afaceri văd cu totul altfel decât auzim de la guvern și vrem să înțelegem cine are dreptate. Rămâneți cu noi, revenim în câteva momente.